avem un program care e apreciat de comisie. Să-ți închipui că ajung la guvernare, la pil acum, da. Și zici, fă-mi legătura la Bruxelles. Alo, Grindeanu, sunt de la PSD. Aș vrea să schimbăm că... Programul ăla de la ți-a aprobat acum cu... Mi se pare... Păi nu, e retorică, asta vă spun. Adică, dincolo de retorică, trebuie să existe niște documente pe care le muncesc niște oameni. Și Ghina a fost unul dintre aia care a muncit acolo, asta vreau să vă spun. Și fără coordonarea pe care a avut-o, el pe asta noi am fi avut un program opărit și respins de nu știu câte ori. Asta e realitatea. Și să revin. Bucur, și deci, în momentul bucur, în care acum vedem... O că asta partidă susține oamenii atât de... Vedem că urmează, cam așa arată lucrurile, un USL 2.0, în care o să fie o frăție a inelelor de mai mare dragul, că știm că asta se va întâmpla. Va fi o liniște și o pace pe jumulit resursa publică. Credeți că se va întâmpla asta? Păi dacă m-am uitat la declarațiile de acum câteva minute și ale premierului și ale președintele PNL, a luat izmenele, le-a clătit puțin și a zis n-a zis nimic președintele. Președintele a spus, veniți cu vaza lipită. Public n-a zis nimic. Da, a zis, veniți cu vaza lipită, ciobule, sunt sparte, până nu veniți cu vaza lipită, nu mai stau de vorbă. Asta e președintele, deci nu comentez asta. Faptul că Florin Câțu a zis ce a zis și nu știu ce... Vorbeam de premierul de PNL și de PSD. E posibil să... valori comune. Că deci sunt... nu credeți că se mai reface coaliția? Mă rog, până mâine mai e o șansă. Că din discuția dar pe și aici sunteți foarte încrâncenați. Deci, fără Câțu. Asta ar fi singura condiție? Da, cam cât de ridicole am fi noi, ca după ce am spus un premier care a arătat că nu ne respectă și vrea să conducă coaliția, să spunem acum, bine, hai că am glumit, după ce două luni țara a fost în criză și, cum să vă spun, eu consider și nu eu, în USR și știți cum e USR-ul, mai ales acum până cu plusul. Nu știu cum e USR-ul. Dacă sunt, păi nu, din percepție cel puțin. Mie mi-e frică personal de USR, dacă pentru sunt, că e un partid care și-a cam mâncat liderul. Sunt creatorul, liderul, mulți nemulțumiți. Bravo dumneavoastră că l-ați lăsat pe Dărău, sau cum îl cheamă, să candideze. Asta vă spun, e un partid viu, e un partid viu în care sunt opinii. Faptul că în momentul în care s-a pus problema, rămânem sau nu în guvern, îl susținem în continuare pe Florin Câțu sau nu, 320 de oameni, toți liderii din țară, de consilieri, parlamentari, primari, au zis nu-l susține pe Florin Câțu, a fost o unanimitate. La USR unanimitățile sunt, nu că rar avis, sunt lebede negre în polul nord. Și asta ați fost acuzat că ați refăcut lucrările atunci cu Cosette Chișirău ca până să ieșiți dumneavoastră. Hă? Așa a zis presa. Asta că e, online... Asta e o găselniță... Așa, de ce... Nu, a cum fost adică? Diferență 73 zile, n-a nu fost cre- nu, 3 crezi voturi. Că o inventez eu numai. Online ăla a funcționat, n-a funcționat... Nu știu unde a văzut, dar asta n-a ajuns nici măcar la mine. Adică a fost ceva de... Sunt multe care n-ajung la... Cred că a fost deep internet ceva ce a fost acuzat de mulți membri care au și plecat din partid că partidul ăsta nu mai e ăla pe care l-ați făcut nu, inițial. Nu, pentru că ăla pe care l-am găsit eu creator, fondator. Membrii fondatori da, au plecat din partid. Ăla pe care l-am găsit avea 1000 de membri și ăsta pe care l-am predat acum Dacian are 60.000 de membri. Nu mai e același partid, nici nu avea cum să fie. Pentru că ne-am propus, ăla avea 50 de filiale, ăsta are peste 1000 de filiale. Eu mi-am propus ca USR să rămână pe termen lung în politica din România. Și l-am lăsat ca un partid relevant în politica din România și rămân în el, rămân în proiect. Adică nu m-am supărat și plec acasă. Dar cât hotărăște în USR președintele? Sau cum? Cât? Președintele cât hotărăște? Într-o măsură destul de mare, nu prin hard power ca la PSD sau ca la PNL, ci prin soft power, prin exact capacitatea de a-i convinge adică pe membrii să meargă într-o direcție. Până o să vină domnul Cioloș, ce vrea să spună că în 2 ani de zile vrea alt congres și să găsiți pe altcineva mai tânăr, mai bun, mai nu știu? A declarat că și-a asumat un mandat de 2 ani, după care vor fi din nou alegeri. Aveți în statut că puteți convoca congres... Mandatul președintelui este pe 4 ani, dar el a anunțat public și intern... Atunci trebuie să faceți alt congres peste 2 ani, nu? Da, practic. Da. Dar nu, asta nu e o problemă, că oricum congres se face anual sau la 2 ani, nu e asta, nu e o problemă de statut. Doar că, da, de aceea încerc și-a anunțat că în 2023 și va pune din nou mandatul pe masa partidului. E o decizie asta, nu o comentez. Da, bine, nu comentez ca membru de partid, adică stai mă, ne-am făcut congres, te-am ales, ai fost ales și acum deja ne și anunți că în 2 ani în politică nu prea apuci să faci. Astăzi sunteți de 8 ani de când? Nici eu n-am 18, adică sunt de 5 ani, 4 ani, din 2016. 2016 efectiv, nu? Și la conducerea partidului din 2017, după ce președintele fondator... Cred a plecat că de publicul la este interesat de asemenea și e important vis-a-vis de 2024 să știți să tot lămuriți niște lucruri.
Asta cu neomarxismul pe mine mă lasă rece. Da, asta e o glumă. Nu, că e o glumă sau nu, dar chiar nu mă interesează chestia asta. Sunteți implicați și în subiecte de biserică, credință, de exemplu. Sunteți o leacă evazive, așa, cu Dumnezeu, cu Biblia, cu... Nici unii nu pun mâna pe Biblie, din primarii noastre, din deputații noastre. Eu nu vă întreb ca... Emil Constantinescu, pe Ionii Iliescu, credeți în Dumnezeu? Păi nu, dar puteți să mă întrebați. Nu, nu, nu. Nu vă întreb pentru că este chiar libertatea fiecărui individ și cultul, orice individ e liber să creadă în orice. Dar nu, nu sunteți ca alte partide, domne, în primul rând, până strane, până pare că nici nu știți să vă faceți. E un sentiment, l-am depistat așa. Nu ați fost foarte clar în ceea ce privește familia tradițională, ca să-i spunem așa, ca bulgarii sau ca ungurii sau ca alții. Adică atât de liber vedeți viața încât în România, că vreți să câștigați votul în România. Aici oamenii suntem ortodoxi, preponderent, familiști, ca să zic așa și nu știu ce... Dumneavoastră, ce ziceți aici despre toate aceste lucruri care aduc voturi sau vă iau voturi? Despre lista asta interminabilă. Când eram eu copil, poate și dumneavoastră, era